Un angajat al unei firme care efectua lucrări de reabilitare la acoperișul clădirii primăriei municipiului Hunedoara a căzut în această dimineață de la aproximativ 8 metri înălțime. La fața locului a intervenit imediat un echipaj de ambulanță. În urma incidentului, el a rămas conștient, dar a fost transportat inițial la Spitalul Municipal Hunedoara, acuzând dureri la picioare și torace. Ulterior, a fost solicitat un elicopter SMURT pentru că victima are o disecție de aortă, starea sa de sănătate agravându-se. Se pare că bărbatul nu purta echipament de protecție. Pacientul este în stare critică, este intubat, dilat, a suferit multiple traumatisme, vorbim de traumatism abdominal, traumatism toracic, dar în primul rând este o suspiciune înaltă de disecție de aortă, motiv pentru care va pleca în câteva minute cu elicopterul către Institutul de Boli Cardiovasculare de la Timișoara. Și Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara a derulat o anchetă în acest caz. Este un lucrător în vârstă de 41 de ani, angajat al unei societăți comerciale din județul Brașov, aflată, societatea se află în subantrepriză la Electroprecizia Săcele. Efectua lucrări de reparații pe acoperișul clădirii. Din primele cercetări, colegii mei se află la fața locului, se pare că echipamentul de lucru nu era utilizat, chiar dacă nu știm exact dacă acesta a fost distribuit. Sunt ceva funii pe acolo. Noi opinăm că, nefiind asigurat, a putut să și cadă de pe acoperiș. Cercetarea evenimentului va fi făcută de către firmă, pentru că este un accident cu incapacitate temporară de muncă. Erau trei muncitori care desfășurau activitatea. Din păcate, probabil că doi dintre ei s-au speriat. Nu-i găsim momentan să le luăm niște declarații, dar o să-i găsim 100%. Reprezentanții primăriei municipiului Hunedoara au transmis că regretă incidentul petrecut în această dimineață și că responsabilitatea respectării normelor de protecție a muncii aparține exclusiv firmei care execută lucrările.